Deci apa e roșie, efectiv roșie sau neagră. Ce ciudat lac. Nu am avut așa apă colorată. Astăzi suntem în orașul Berlin și o să vizităm un alt castel sau un palat. Și mai exact ăla care se vede acolo. Aici e un râu foarte murdar. Nu știu de ce are culoarea asta așa închisă. Deci să mergem să-l vedem. A fost construit în 1872. Ceva prinț a fost aici, a stat. Nu se poate intra.
frumos castelul. Aceasta este grădina acestui palat. Ne îndreptăm spre el, cu adevărat un palat frumos. Aici un copac foarte interesant. Dintr-o rădăcină a ieșit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chiar 10. Nu am mai văzut așa ceva. Ei, suntem la intrarea palatului Babelsberg. Așa se numește Babelsberg. Aici sunt garajele. Foarte frumos, interesant. Deci dacă veniți vreodată prin Berlin, nu ratați această locație. Sunt foarte multe castele prin zonă, nu am timp să le vizitez toate, dar merită să veniți aici. Sârmă.
Aici urmează partea cea mai faină a castelului. Aici apare ar fi un vultur care a prins ceva hrană, capră sau ceva asta. Frumos castel, foarte frumos. Deci chiar îmi place. Unul dintre cele mai faine castele care le-am vizitat până acum. Păcat că nu te lasă să intri înăuntru. Aici, din acest culoar, chiar în capăt se vede turnul la primul castel care l-am vizitat. Și după el se vede turnul pe televiziune din Berlin. Acolo sus este și ceva restaurant. Supraveghea cu cameră video. Și aici, alți soldați. Și balcoane interesante la turnul ăsta. Un loc unde sunt trandafiri, dar nu prea mai sunt.
o grămadă de flori și de locuri frumos așa amenajate. Sunt, de câte am văzut, sunt foarte mulți angajați aici care lucrează numai să întrețină grădina asta foarte mare. Deci eu am mers pe jos, nu m-am lăsat cu bicicleta, trebuie să merg pe lângă ea și am luat-o pe scurtătură. Acum o să vedem încă o parte de un castel. Deci acolo e partea mare și dincolo încă o bucată, încă o ceva interesant. Aici se pare că locuiește cineva și nu putem intra. În timp ce mă plimbam pe aici să văd acest castel, am văzut un alt castel, nu foarte departe, deci o să merg și până acolo să-l vedem. De zona aceasta este foarte, foarte frumoasă și plină de castele. Aș spera fi o altă clădire. Și acolo se vede unul foarte fain. Castelul acesta era înconjurat de apă cândva. Deci sigur era frumos. Acolo jos se vede o altă clădire. Nici aici nu te lasă să intri, doar din afară. Deci sunt foarte multe chestii de vizitat aici în Berlin. Eu sunt doar în trecere și de data aceasta nu am prea mult timp. Oricum, partea a doua, cu altă ocazie, știu unde să vin. Deci, dacă veniți în zona aceasta, aveți ce vizita. Un loc foarte frumos. Această locație se află la 20 de minute de centru de Berlin și este înconjurată de lacuri, castele și merită să veniți aici. Thank you.
Eu închei acest videoclip aici, până la următorul videoclip sau următorul castel, nu știu ce va fi. La revedere!